Salutare, dragi prieteni! Astăzi vom vorbi despre o ciupercuță de toamnă. Se numește Hemipoliota populnea. Este o ciupercuță necomestibilă, probabil din cauza că e amară. De obicei se întâlnește pe plop, dar la mine aici e pe altceva. Ori un fag? Habar n-am. Da, cam așa arată. Puțin mai închisă pe lamele. Pare că a ieșit dintr-un ouț, dar în mod normal n-ar trebui să fie așa. Aici avem și una mai bătrâoară. Suntem în octombrie. O să vedem ce-i cu ea. Carnea e destul de tare, adică pălăria. Da. Și piciorul trebuie să fie și mai tare. Da, exact. Asta e ciupercuța. Am rupt-o, na, pentru... Cred că oricum e destul de matură încă să-și fi răspândit porii până aici mai sus. Da, am rupt-o pentru știință. Foarte, foarte dur piciorul. Și aici mai avem o iască, dar nu e vorba despre asta, una tinerică care începe și ea să crească. Ok, sper că v-a plăcut ciupercuța de astăzi, episodul de astăzi. Nu ezitați să vă abonați dacă vreți să mai vedeți diferite ciupercuțe pe canalul meu și multe, multe alte clipuri despre natură, cum ar fi pescuit și creșterea puilor, rațelor, gâștelor, acvaristică, tot felul de chestii interesante pentru iubitorii de natură, zic eu. Ciao, prieteni, v-am lăsat!